fariseii, cărturare, mai mari poporului, căpetenile preoților, arhiereii, îl desprețuiau pe Mântuitorul. De ce? Pentru că n-a venit la ei să învețe. Ei erau învățători de lege. Ei nu înțelegeau că Mântuitorul știe, pentru că nu-l socoteau Dumnezeu. Deși făcea atâtea minuni, ochii lor erau orbiți de mândrie și mintea lor robită de încrederea în ei înșine, de mândria lor. De aceea se cuvine, ca să ne apropiem de Mântuitorul Hristos, nu să ne vedem vrednicia, știința sau demnitatea noastră, cum fac unii care sunt în funcții de stat. Vin și asistă la slujbe, dar nu sărută Sfintele Moaște. Nu dau pomelnic la altar, nu toți, unii dintre ei. Și iată, fără smerenie, nu te poți cunoaște pe tine, nu știi ce-ți lipsește, nu știi ce te împovărează. Smerenia ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine, așa cum au descoperit și filosofii.